vorbește lumea la cafea, se aude tare. La un bărbat îmi place cel mai mult. Cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când mi-aș dori să fie o nuntă secretă, în primul rând. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în special dumneavoastră, cred că îmi dați dreptate că în momentul în care întâlnim o femeie superbă, parcă ne merge ziua mai bine, răsare soarele din nori, da? Și eu devin parcă puțin mai curios așa din fire. Am aici un bol. Scuze, nu e chiar un bol, e un super bol, l-aș numi eu, pentru că aici sunt curiozitățile mele pentru Andreea Raicu. Ești pregătită? Doar atât de puține ai? Da, dar sunt intense. Ok, hai să vedem. Cu voce tare. Am un stil de viață sănătos pentru că asta mă face să mă simt bine și să am starea asta și energia asta și că îmi dau seama cât de important este. Și pentru faptul că sănătatea este responsabilitatea mea, a nimănui altcuiva. Da. Mergem cu următoarea curiozitate. N-a fost chiar atât de intens până acum. Hai să vedem. O să vezi ce urmează. Aș schimba la mine din punct de vedere fizic, nu aș schimba nimic. Păi după cât am muncit eu cu mine ca să mă accept, să mă apuc acum să mă schimb, dacă mi-ai fi pus întrebarea asta în urmă cu foarte mulți 15 ani, 15 ani, probabil că aș fi schimbat, cred că 80% din mine. Nu cred. Ba da, mi-aș fi schimbat în primul rând forma picioarelor, pentru că mi-ar fi plăcut să am în primul rând, să nu mai am coapsele proeminente. Mi-aș fi schimbat forma genunchilor, pentru că mi se părea că am genunchii prea mari. Mi-aș fi schimbat abdomenul, pentru că mi-aș fi dorit să fie un abdomen mult mai plat, să am o structură a corpului diferită. Mi-aș fi schimbat cearcănele. Mi-aș fi schimbat, nu știu, am o foarte lungă listă. Nu aș mai accepta niciodată de la un bărbat. Se presupune că am acceptat. Da. Se presupune că am acceptat. Nu știu, poate să spun că n-aș mai accepta niciodată de la un bărbat sau n-aș mai accepta niciodată o relație cu un bărbat care nu-i matur emoțional. Mergem cu următoarea curiozitate. Ce în ce mai intens se simt. Ia să vedem. Nunta mea aș vrea să arate. Mi-aș dori să fie o nuntă secret, în primul rând, de care să nu știe lumea, decât oamenii foarte, și să fie doar cu oamenii apropiați, undeva departe, într-un loc în care să ne simțim cu toții foarte bine, undeva în natură. Pe o plajă, ar fi perfect, nu? Sau în Toscana. Sau în Toscana. Știu că ție îți place foarte mult zona aceea. Exact, da. Next. Next. Câte întrebări? La un bărbat îmi place cel mai mult. E greu să spun ce îmi place cel mai mult, pentru că sunt multe lucruri care au nevoie să-mi placă, dar dacă ne gândim la nivel emoțional, îmi place asumarea. Prezența și asumarea. Toate trebuie să le luăm? Da. Am plâns pentru că am fost dezamăgită atunci când, nu știu, când m-a trădat o prietenă. Da, s-a întâmplat în urmă cu foarte, foarte mulți ani. Următoarea curiozitate ar suna așa. Aha, cea mai mare nebunie pe care am făcut-o a fost... Dar nebunie, te rog. Nu ai spus-o niciodată. Nu știu, nu știu că e nebunie, se pune să spui că m-am trezit dimineață și eram într-o relație, ne-am trezit dimineață și am zis hai să mergem la aeroport, plecăm cu primul avion pe care îl vedem. Da? Fără bagaj, fără absolut nimic. Și unde a fost? Pe primul avion era la Milano și ne-am dus la Como. E o nebunie. Mai ai și altceva mai... Pe care să le pot împărtăși, nu? Cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când am pierdut-o pe bunica mea. Aveam o relație foarte apropiată cu ea și... Deși era foarte în vârstă, aveam o legătură extraordinar de apropiată cu ea și mi-a fost foarte greu. Vorbește lumea la cafea.